aceste momente. Dar nu este doar un punct de vedere din Tellerman, mărțișorul este ceva care trebuie purtat și care trebuie încărcat cu dragoste când îl dăruiești și să fie purtat cu plăcere. E mai greu să aveți o mașină la piept. Dacă femeile au și primul și ultimul cuvânt, veți mai aduce femei în guvern? Deja suntem în situația în care începe să ne facem problemă cum rezistăm asaltului feminin și în partid și în guvern și în parlament. Sunt multe doamne aici, ele se uită cu foarte multă atenție la mine, dar eu știu ce se va întâmpla într-un an, doi. Bărbații o să contăm din ce în ce mai puțin și s-ar putea să ajungem în situația în care noi să primim mărțișoare de la doamne, ca să ne mai bage din când în când în seamă, o dată pe an, pe 9 mai. Sunteți pregătit cu mărțișoare pentru doamnele din viața noastră? Sunt pregătit cu mărțișoare, în primul rând, pentru doamne și domnișoarele din viața mea, dar sunt pregătit cu mărțișoare și pentru colegele mele din Camera Deputaților și pentru colegele din aparatul propriu al Camerei, așa cum am făcut și anul trecut. Doamna Chioveși merită un mărțișor? Orice doamnă și domnișoară, orice femeie merită un mărțișor. Orice femeie merită un mărțișor. Este un semnal negativ faptul că CSM a dat un aviz negativ propunerii de revocare a lui Tudor Toader? Cred că nu e nicio surpriză. Nu știu dacă era cineva în țara asta care s-ar fi așteptat să fie altă. Vă mai așteptați la o surpriză de la Palatul Cotroceni pentru că discursul președintelor doar nu a conținut răspunsul? Aici nu vorbim de surprize sau nesurprize, este o procedură, n-am văzut nimic spectaculos în această procedură. Este un raport care a fost făcut destul de temeinic de către Ministrul Justiției, care a intrat pe lanțul instituțional, la capătul lanțului se află președintele României. Veți face contestații la Curtea Constituțională, așa cum spuneați, vorbim despre mărțișoare și de contestații. Eu posesc că saltă mărțișoare. Doamne Jernanda, răspundeți, vă rugăm, se tot interpretează cu decizii de curții constituționale și dumneavoastră, dacă au analizat specialiști pentru dumneavoastră, dacă aveți o concluzie, poate fi sesizată la Curtea Constituțională sau în acest moment deciziile curții îl obligă pe președinte să accepte revocarea? Nu știu. Dar dumneavoastră, ca președinte al Camerei Deputaților, pentru că ați putea avea atributul de a contesta la Curtea Constituțională, eventualitatea în care președintele României va respinge această propunere de revocare, luați în calcul să contestați dumneavoastră sau poate guvernul la Curtea Constituțională, cum contestați la Constituție? Să ajungem în acea realitate care deocamdată este virtuală și atunci mai vorbim. Vă mențineți declarația că nu ați participat la evenimente private organizate de SRI. Știți, a fost George Maior audiat ieri și spunea că ați fost inclusiv la acea masă de Crăciun. Domnul George Maior a ascuns foarte multe lucruri, din păcate. Și cred că n-a făcut bine. Multe lucruri neadevărate, de ce ați spus din păcate? Pentru că nu e rău să afli adevărat. Nu, a ascuns multe lucruri. Dar ceea ce a spus este adevărat sau nu? Sau nu ați menținut declarația că nu ați participat la evenimente private? Când o să am și eu loc să ajung la comisie, o să spun multe lucruri de acolo. Domnule președinte, după tot ce s-a întâmplat cu această procedură pornită de Ministrul Justiției privind revocarea procurorului șef al DNA, considerați că Tudorel Toader mai poate conduce ministerul, va avea dificultăți în a continua, ținând cont de votul de ieri din CSM, de exemplu? A întâmpinat o opoziție categorică, despre asta e vorba. Dar de ce n-ar putea continua Tudorel Toader ca Ministrul Justiției? Pentru că din partea sistemului Cine e sistemul? Cei procurorii din CSM? Păi, eu înțeleg că nu, sau cel puțin așa se spune în public, că nu procurorii fac guvernul, nu? Eu așa am înțeles. Și atunci, dacă ei nu fac guvernul, de ce nu ar rămâne? Dar ați fost mulțumit de prestația domnului ministru la CSM pentru că nu i-a convins pe procurori. Nu-i putea convinge nimeni. Eu insist, ce lucruri a ascuns Maior ieri la comisie? Sunteți foarte insistent, eu v-am răspuns, când o să ajung la comisie, o să spun. Și când mergeți la comisie? Eu nu amenințez pe nimeni, tot îi dau semnale domnului Manda și poate îi dau un mărțișor. Nu v-a invitat domnul Manda la comisie? Nu e mult invitat. Dacă îmi permite să plec, cu tot dragul. La revedere, o zi bună. Mai jos. Modificări la ordonanța nouă. Vor exista... Thank you.
pe când o să existe, o să vi le prezentăm. Ce ne interesează, ca ce nemulțumiri au apărut, mare parte din ele să fie, ai scăpat, mare parte din ele să fie rezolvate. Discuțiile pe care le aveți astăzi cu miniștrii vor fi decisive săptămâna viitoare? Discuțiile pe care le aveți astăzi cu miniștrii vor fi decisive, da, săptămâna viitoare vor fi adoptate toate modificările? Da. Am avut discuții și ieri și... Ne puteți spune ce categorii de bugetari vor fi? Categorii de bugetari. Mâine aveți o întâlnire importantă de justiție. Da. Vorbesc după ea. Ați văzut declarațiile președintelui de astăzi de la bilanțul DNA, unde spunea că persoane cu probleme penale, suspecte, condamnate, și-au dat mâna să subjuge justiția politicului. Este o declarație falsă. Și dacă va continua așa, va greși. Și va suporta consecințe? Adică cu... Nu, nicio consecință. Greșești, pe atât. Gata, gata. La revocarea șefei DNA, spunea... Să dau eu explicații? Dar n-am putea să fiu arestat pentru acest demers, ca să închidem subiectul? Nu, a spus că europeni spuneau că așteaptă și explicații de la referitor cine? La revocarea... De la cine? Explicații și pro și contra. De la cine? Păi, nu pot aștepta de la Parlament. De... Dumneavoastră veți avea o întâlnire cu domnul Timmermans, nu? Da. Pot să merg la birou? Da, vă rog. Și putem rămâne aici? Și ce veți discuta cu domnul Timmermans? Niște lucruri. La revedere, o zi bună! Liviu Dragnea la Shopping de Mărțișoare, că doar tot vine primăvara, până aflăm ce și dacă va primi Laura Căduța Căvișii vreun mărțișor din partea lui Liviu Dragnea. Revenim la ceea ce s-a întâmplat astăzi și mă refer la bilanțul.